Salutare tuturor și bine ați venit la sesiunea de Built in Quality. În această sesiune vrem să discutăm care este sistemul de management care trebuie să dezvoltăm pentru a incorpora calitatea în procesul nostru, pentru că vrem să atingem sau să mergem în direcție spre a avea un proces fără pierderi, fără defecte, și să facem lucruri bun din prima. Asta este mindset care noi vrem să dezvoltăm în echipa noastră. Care sunt pași sau care sunt punctele care trebuie să facem ca să atingem lucruri bun din prima? Fie servicii, fie produse care trebuie să manufacturăm. Care sunt pașii din procesul nostru care trebuie să îmbunătățim și să lucrăm ca să putem atinge acest scop sau această viziune de bun din prima și zero defecte. De ce este important conceptul de bun din prima sau calitate la prima oră? Este foarte important să înțelegem că pentru orice afaceri, cea mai bună strategie de creștere, dacă noi vrem să creștem piața, dacă noi vrem să creștem vânzările, trebuie să ne concentrăm atunci în calitate. Este cea mai bună metodă în orice industrie, fiind manufactură sau fiind servicii, să ne concentrăm și să ne axăm pe calitatea. Dacă calitatea noastră este bună, dacă produsele noastre sunt bune și creștem această reputație cu clienții noștri, atunci restul o să vină împreună. Costurile, livrare sunt foarte importante, dar fără calitate bună nu putem să creștem. Și este un punct foarte important în sistemul nostru de producție, sistemul de producție Lean. Odată că noi avem deja o consistență în procesele noastre, trebuie să avem calitatea cât de cât mai bună, să începem să ne apropiem la bun din prima sau seria defecte. Și atunci pilonul de built in quality sau calitate la sursă vorbește că doar vrem să producem piesele bune, nu vrem să producem defecte și nu vrem să parcurgă în lansul nostru procesele sau produsele defecte. Vrem să-l oprim cât mai aproape din sursa și asta cum le vom atinge prin executare și îmbunătățire din procedurile noastre care deja avem sau care vom stabili, și atunci asta ne va ajuta să identificăm punctele unde avem abnormalități, unde avem probleme și că aceste eroare să nu devină un defect. Cum este compus sistemul de calitate la sursă sau built-in quality? În această sesiune vom discuta trei puncte foarte importante. Este care este vasa pentru a dezvolta o cultură de zero defect. De ce vorbim despre o cultură? Pentru că noi vrem să transmitem în echipa noastră acest mindset de tot timpul vrem să facem lucruri bun din prima. Fie un proces de producție sau fie un proces transacțional, când dezvoltăm o cotație, când facem un proiect, când facem o factură sau un proces administrativ, vrem să atingem acest proces să fie făcut bun din prima, să nu aibă reprocesare sau prin lipsa de informație, prin lipsa de material, și atunci este foarte important să dezvoltăm această gândire. Tot timpul vrem să le facem bun din prima și este normal, bineînțeles, că nu le vom atinge rapid. Este un proces care durează câțiva ani, dar important este călătoria, de fapt. Călătoria, sigur, ne va da foarte multe beneficii când ne apropiam la zero defecte. Sigur, vom îmbunătăți foarte multe procesul nostru, le vom crește
le vom face mult mai puternic și atunci aceste beneficii se vor vedea. Chiar dacă nu atingem să facem lucruri bune din prima tot timpul, dar ne apropiam, nivelul de performanță o să crească în un nivel foarte, foarte bun. Să lucrăm în punctele de gestionare de sistemul nostru de lucru, cum putem să identificăm care sunt abnormalități pentru, vorbind de calitate, cele mai importante și cum putem implica toată organizația noastră la fiecare nivel ca să putem îmbunătăți aceste nivele de calitate. În sistemul nostru de Building Quality vom discuta despre 5 puncte de VASA, care sistemul Andon, practic este un răspuns rapid și declanșat de către operatori sau persoane care lucrează, cum cere ajutor și cum îi primește suport rapid de către un lider care să le ajute să identifice care este abnormalitatea, să revină la condițiile standard și după aceea să facă analiza de cauza rădăcină. Să vorbim despre pocaioche, care sunt dispozitive care, în mod ideal, cel mai bun este să prevină că un eror să devină un defect sau să ne atenționeze când am făcut un eror și atunci putem să oprim procesul și să scoatem acest defect. Vom discuta despre separare între omul și mașina, utilajul, pentru că este un concept foarte important. Nu trebuie să ne uităm tot timpul la utilaj când lucrează, mai ales când procesul este deja automatizat, care este funcția de persoana respectivă care lucrează, să încarce, să descarce, dar să nu să verifice și atunci când reușim să avem această separare, putem să creștem rata de cât utilaj poate supraveghea sau poate lucra o singură persoană. Oprire automatice este foarte important, acest concept și numit Jidoka, care este ok, când creștem, cum creștem capabilitatea utilajului nostru să identifice abnormalități. Și partea de problem solving, toate aceste abnormalități care am găsit și după am revenit la standard, dar trebuie să găsim cauza rădăcină. Și pentru asta trebuie să avem abordarea noastră de cum vom face analiza cauza rădăcină și să prevenim să se întâmple în viitor. Atunci, conceptul de Building Quality înseamnă să nu acceptăm, să nu construim și să nu livrăm la următorul proces, care practic este clientul nostru, să nu construim un defect. Și atunci, cum vom reuși aceste trei elemente, să nu primim, să nu construim și să nu dăm mai departe? Care sunt nivel de Building Quality? Primul nivel ar fi cel mai de VASA, care este inspecție. Și practic aici ce vrem să protejăm este clientul nostru final. Vrem să ne asigurăm că piesele defecte nu pleacă mai departe din fabrica noastră, nu ajunge la clientul și clientul nostru este protejat. Asta ar fi primul nivel și mindset este ok, putem preveni că defectele să nu ajungă la clientul nostru. Un nivel 2 ar fi ok, detecție și cum putem să le conținem. Ar fi ok, defectele nu pleacă mai departe din secție, nu ajunge la magazin, nu ajunge să fie pus pe raft de produs finit, poate la linia, la end of line, la inspecție finală în linia noastră, acolo le oprim, acolo le identificăm și atunci nu este stocat ca și produs finit, piesele care nu sunt bune și aici ce este scopul este să minimizăm
problemele care să putem merge la procesele mai departe. Un nivel 3 ar fi, ok, defectele nu pleacă din linia noastră, din echipa noastră, și aici deja vorbim în secție, poate un produs trece prin diferite linii, prin diferite procese și diferite echipe, și atunci acest defect, această defecțiune, acest produs defect nu trece mai departe de către echipa noastră, acolo este identificat și le putem da la o parte ca să nu dăm produsele defect în continuare. Și punctul 4, sau nivelul 4, este cum putem să construim un proces care nu lasă ca defecte să plece din stația noastră de lucru. Acolo unde am identificat, unde am făcut defect, acolo le identificam și nu merge mai departe. Sau înainte să ajungă la următorul post de lucru, este identificat și nu este liberat la următorul proces. Asta ar fi un punct 4 și ce vrem este să eliminăm orice reparație, orice reprocesare în proces și atunci avem deja, nu livram defectele mai departe, nu? La următorul proces. Acolo unde l-am făcut, acolo le-am identificat. Sună ca o idee foarte bună, ca un concept foarte bun, dar totuși este deja un defect produs. Nu? În nivelul 4 am făcut o greșeală, această greșeală a devenit un defect și vun că acest defect nu pleacă mai departe la următorul proces, dar deja am pierdut timp, deja am pierdut această piesă care le-am investit și am pus valoare pe ea și sigurat se va aduna la costurile de scrap și probabil ne poate afecta și în programul nostru de planul nostru de lucru, de producție, pentru că dacă rata e mare, bineînțeles că vom avea o pierdere acolo unde trebuie să planificăm mai mult, când lucrul ne iese bune sau nu ne iese bune, atunci vom avea tot timpul poate o producție în plus sau în minus. Și atunci un nivel 5 ar fi noi reușim să prevenim că greșel sau eroare să devină un defect. De exemplu, un defect poate să fie din cauza că lipsește șurub. Și atunci, înainte să închidem produsul, să le sigilăm, să le sudăm, și după aceea ne dăm seama că avea lipsa de anumite șurub sau rivetare, atunci ne dăm seama că ne lipsește piese de pus în piesa noastră și atunci procesul se oprește să ne spună, vezi că nu ai pus toate componentele pe piesa și atunci noi putem să oprim și atunci să punem direct ce ne-a lipsit, ce am uitat și să meargă mai departe. Practic, ne atenționează, procesul ne atenționează că am făcut o greșeală, dar această greșeală încă nu a devenit un defect, nu este rework pentru că piesa este în lucru, nu este nici eliberată la următorul proces, practic nu a plecat din stația de lucru, dar procesele noastre vede că lipsește area normalitate care poate să fie remediat pentru că este doar o lipsă sau nu am respectat anumite pași din proces. Și atunci o să avem zero pierdere în procesul nostru pentru că acest eror nu va deveni un defect. Și atunci asta ar fi nivelul de calitate la sursă care noi vrem să dezvoltăm în procesul nostru. Această scară, normal că trebuie să le parcurgem fiecare etapă și nu în toată fabrica sau nu în toate procesele o să fim în același nivel. Cât de mult investim într-un anumit proces,
vom crește și poate dacă un proces are 5-6 pas din, este compus de 5-6 pas, poate unii sunt la nivel 3-4, poate ajungem la unul la nivel 5, dar ca să ajungem este trebuie să lucrăm în fiecare proces, în fiecare pas din procesul nostru, să lucrăm și să parcurgem aceste nivele ca să ajungem la 5. Fiecare unul câte unul, să vedem care sunt motivele, care sunt cauzele de eroare care ne poate deveni un defect și atunci să lucrăm unul la rând, să le putem elimina și treptat ne vom îndrepta spre nivelul 5, care este nu construim niciun defect pentru că toate erorile sunt depistate înainte să devină un defect. Și nivelul 4 este de multe ori foarte bun, pentru că nu construim, nu dăm mai departe produse defecte, dar totuși construim și are un cost. Și acest cost, normal, dacă ajunge la un nivel 4, este foarte bun. Și următorul nivel este, ok, cum facem să nu, să nu-l construim, să ne gândim preventiv, înainte să fie o problemă. Și de multe ori o să umblăm între nivelul 4 și 5 în diferite procese, dar deja suntem foarte, la un nivel foarte ridicat. Și de ce avem nevoie ca să putem să construim cu calitate incorporată, să facem lucruri bune din prima, să ne asigurăm că cele 4M sunt în nivele care noi ne-am stabilit sau sunt în nivel de standard. Oameni potrivit, material potrivit, utilaj potrivit și folosim metoda potrivită. Să respectăm standard la aceste 4M și atunci asigurat rezultatul nostru va fi bun. Dacă noi respectăm standardele pe care ne-am stabilit la fiecare dintre aceste 4M, atunci o să avem un proces care ne livrează rezultate bune.